În parcarea supermarketului Interex se desfășoară de vineri până duminică a 7-a ediție a Zilelor Agriculturii Giurgiuvene. Prezența la târg a producătorilor agricoli este mai numeroasă decât la edițiile anterioare, grație organizatorilor, dar și Camerei de Comerț și Industrie Giurgiu, care s-au implicat în buna desfășurare a evenimentului. Deschidem astăzi ediția 7-a acestui târg. Deci, așa cum știți, noi de fiecare dată am căutat să facem o expoziție de mai mare amploare. Am reușit și anul trecut, am făcut o expoziție destul de frumoasă, așa cum știți, și anul acesta, cu toate necazurile care există astăzi, cu criza care ne apasă în fiecare secundă, eu vreau să mulțumesc celor care sunt prezenți aici, celor care an de an au venit alături de noi, dar și firmelor cele care au venit pentru prima oară în târgul nostru. Felicit organizatorii, felicit Camera de Comerț și organizatorul acestui eveniment și pentru toate firmele care au reușit să vină, le doresc mult succes în acest an și în anii care vor veni. Vă mulțumesc mult! Giurgiuvenii pot găsi la târgul agricol mezeluri de cea mai bună calitate, fructe și legume autohtone, miere de albine, vin și țuică, produse de panificație, flori pentru grădină, dar și obiecte confecționate manual pentru uscaznic. De asemenea, la Zilele Agriculturii Giurgiuvene sunt prezente și firme care comercializează utilaje agricole pentru muncile câmpului, precum și utilaje pentru grădinărit la prețuri de producător.